2013 a fost un an bun cu realizări frumoase, în ciuda faptului că se spune că 13 aduce ghinion, pentru mine a fost unul norocos, culminând cu argintul de la europenele din Italia. Pentru 2014 îmi doresc să fiu în continuare sănătoasă, să pot să mă antrenez și să-mi ating obiectivele, a declarat pentru Mușcel TV și pentru site-ul sportinmușcel.ro Andreea Panțuroiu, atleta de la LPS Câmpulung, medaliată cu argint la triplu salt la europenele de la Rieti în Italia. 2013 a fost un an bun cu performanțe sportive considerabile dacă mă gândesc la argintul din Muntenegru, însă cu mult succes se aștepta domnul antrenor Anton Arghira. Sper că în acest ciclu olimpic să mă impun pe plan internațional la campionatele europene și mondiale și să obțin rezultate cu adevărat de luat în seamă, dar până acolo este o muncă titanică, a declarat și George Vlad Maria, medaliat cu argint la europenele de lupte cadeți din Muntenegru.